Cancerul poate fi prevenit. Sub acest generic se desfășoară Ziua Mondială de Prevenire a Cancerului, care este marcată în întreaga lume pe data de 4 februarie. Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului este lansată pe data de 4 februarie a fiecărui an și este susținută de Institutul Internațional de Combatere a Cancerului, cât și de Organizația Mondială a Sănătății împreună cu membrii ei. Marcarea Zilei Mondiale de Prevenire a Cancerului urmărește să atragă atenția populației asupra acestei grave probleme de sănătate și să activeze măsurile îndreptate spre prevenirea acestei maladii grave cu consecințe nefaste pentru sănătatea și viața omului. Sunt cele mai simple măsuri pentru prevenirea cancerului. În primul rând, la bărbați, fumatul, expunerea în localurile unde se fumează, adică fumatul pasiv are tot acțiune negativă, expunerea la soare, mai ales la femei la vârsta după 40 de ani, adică o expunere mai excesivă, alimentație incorrectă, care în ultimul timp, adică în alimentație folosesc cât mai puține fibre vegetale, fructe și legumine, cât încă suntem o țară agrară și s-ar putea, adică lumea de la sat vreau să aduc la cunoștință că folosesc în prealabil foarte mult carne grasă, afumăturile, ceea ce tot duce la dezvoltarea cancerului, la esofag, stomac. Cu toate că este o boală gravă, oamenii cunosc câte puțin din ceea ce înseamnă cancer. Dumneavoastră cunoașteți ceva despre cancer? Cunosc eu tot pe drumurile astea. Ce anume cunoașteți? E o boală tare grea, nelecuitoare. Он прогрессирует, распускает метастазы, о том, что человек заболевает, но это болезнь, в принципе, она излечится, если вовремя обратиться к врачу. Не, știm că e o boală tare rea și trebuie să te păzești, să te adresezi la medic și să te pui să-ți primești cu medicamente. Boală periculoasă? Credeți că se poate trata? Uneori, dacă se adresează la timp, da. În Republica Moldova, datele statistice privind mortalitatea și morbiditatea prin cancer sunt în permanență creștere. Numai în anul 2009 în țară au fost luați la evidență 8043 bolnavi primari de cancer. În orașul Florești, cel mai frecvent la bărbați se întâlnește cancerul pulmonar, iar la femei cancerul glandei mamare. În anul 2010 au fost depistați în jur la 198 cazuri de cancer, ceea ce este în descreștere față de anul 2009.